Se fac primii pași în procesul de negociere pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. După decizia istorică de ieri, ministrul de externe Nicu Popescu a anunțat că începe procesul de pregătire și de structurare a negocierilor. El a avut deja o întrevedere cu directorul general al Direcției Generale Vecinătate și Negocieri de Extindere a Uniunii Europene. Ce au discutat oficialii și care sunt următoarele etape pe calea aderării, ne spune colega noastră Svetlana Gore, care se află la Bruxelles și a urmărit întrevederile. Bun găsit! Într-adevăr, lucrul de pregătire a negocierilor de aderare a început în această dimineață, când ministrul de externe de la Chișinău, Nicu Popescu, s-a întâlnit cu Hert Jan Kupman, directorul general al Direcției Generale Vecinătate și Negocieri de Extindere a Uniunii Europene. Cu această echipă se va lucra de acum încolo, ne-a declarat acesta, în următoarea perioadă. Vor mai avea loc asemenea discuții și întrevederi săptămânale sau lunare pentru a evalua legislația națională și a stabili diferența față de standardele europene. De fapt, începe acel proces de screening despre care vorbeam zilele trecute. Pregătirile pentru procesul de negocieri va consta din mai multe etape. Prima este ca Republica Moldova să-și seteze prioritățile, iar cap de listă este reforma justiției și lupta împotriva corupției, a mai declarat Nicu Popescu. Între timp și Bruxelles are de întreprins niște pași, ne-a explicat astăzi europarlamentarul Siegfried Mureșan. Potrivit lui, Comisia Europeană trebuie să pregătească cadrul legal de negocieri. Acesta va număra aproximativ 30 de capitole în domenii precum justiție, agricultură, transport, economie, impozite, dar și altele. Următoarea etapă va fi o conferință interguvernamentală, unde pe picior de egalitate Republica Moldova și Uniunea Europeană vor deschide oficial negocierile conform acelui document agreat de Comisie. Apoi experții din ministerele de la Chișinău pe de o parte și angajații din directoratele europene de cealaltă parte vor negocia la nivel tehnic în următoarele luni capitol cu capitol. Vă reamintesc că obiectivul setat de Chișinău este aderarea la Uniunea Europeană în anul 2030. Oficialii europeni spun că este bine că există un orizont de aderare, iar termenul pare a fi unul rezonabil, pentru că practic sunt 6 ani, timp în care Chișinăul trebuie să progreseze enorm pentru a fi gata să devină oficial stat membru UE. Iar în continuare vă las să ascultați declarațiile oficialilor făcute astăzi la Bruxelles. Sunt mai multe etape, sunt aceste întrevederi de explicație a acquis-ului comunitar în absolut fiecare domeniu. Deci, pentru anumite domenii complexe, durează practic o săptămână să asculți oficialii și juriștii din Uniunea Europeană care îți explică în ce constă acquis-ul comunitar. Deci, vorbim de sute și sute și sute de ori de ore de explicații, de ședințe. Este și această noțiune de screening, evaluarea legislației Republicii Moldova. Deci sunt mai multe procese paralele, conferința interguvernamentală, așa numită negotiating framework, deci cadrul de negocieri. În prima etapă a negocierilor, specialiștii vor analiza reforma justiției. Este o prioritate în procesul de aderare, pentru că Republica Moldova trebuie să consolideze un sistem de justiție care să lupte împotriva corupției. Deci începem cu evaluări a realităților din Republica Moldova în domeniul justiției și în așa numitele fundamentals, deci elementele fundamentale pentru funcționarea unei democrații. Decizia de începere a negocierilor de aderare la UE a fost oficializată în această dimineață la Bruxelles de ministrul de externe Nicu Popescu și directorul general al Direcției Generale Vecinătate și Negocieri de Extindere a Uniunii Europene, Hert Jan Kupman. It's a wonderful achievement, but it's also the start of even more work going forward as you work towards joining us hopefully in the not too distant future. We will use today to plan a little bit the work and to put the show on the road, as they say, and I think that's important because your determination, commitment to your European path has been in evidence throughout the past year, and I'm sure it will be in evidence also going forward next year.
Pentru a face parte din Uniunea Europeană, Republica Moldova trebuie să parcurgă încă 4 pași. Trebuie implementată legislația și standardele UE în toate cele 35 de capitole de negociere. După reforme și încheierea negocierilor, Comisia Europeană va emite o opinie privind gradul de pregătire a țării pentru aderare. În baza acesteia, statele membre vor trebui să decidă unanim încheierea negocierilor, iar Parlamentul European să ofere acordul său. Ultimul pas este semnarea și ratificarea tratatului de aderare.